Turneul de informatică de la Șumeni este unul de tradiție. În fiecare an, liceele cu profil real din România își trimit acolo cei mai buni elevi pentru a câștiga distincțiile mult râvnite. Colegiul Frații Buzești participă de 8 ani la această competiție, iar anul acesta a obținut 2 medalii de argint. Acest concurs este de câțiva ani buni o piatră grea de încercare. Este un concurs internațional unde se întâlnesc copii pasionați de informatică din mai multe țări și cred eu că subiectele sunt comparabile cu cele de la Olimpiada Internațională de Informatică. Este o competiție care a devenit în ultimul timp foarte puternică, întrucât pe lângă loturile naționale participă și echipe regionale din mai multe țări și aș sublinia Bulgaria, Rusia și România, care sunt dintre țările în mod constant de top la Olimpiada Internațională de Informatică. Din cei 4 elevi care au reprezentat colegiul, seniorii, elevii de clasa a 11-a, au obținut medaliile de argint. Trebuie să rezolvăm un număr de probleme stabilit într-un interval de vreo 4-5 ore, cam așa. Aici au fost 5 ore, 3 probleme. Au fost 2 zile de probă. Turneul internațional de la Șumen a fost ca întotdeauna o competiție foarte dificilă, cu elevi bine pregătiți din mai multe țări, care fac întotdeauna performanță. Pentru juniori, elevii de clasa a 10-a, concursul a fost foarte greu. Asta însă îi motivează să se pregătească mai bine pentru anul viitor. A fost cel mai greu concurs de-al meu până acum. A fost o experiență interesantă. Se concentrează atât pe ideile noi la probleme, cât și pe implementarea și pe atenție și pe concentrare și trebuie să atingi un nivel foarte înalt de performanță ca să poți să le îmbini și ideile și implementările în felul acesta și să fie ok. Elevii de la Colegiul Frații Buzești au participat la 8 ediții ale turneului de la Șumeni și au obținut în total 10 medalii.